Bună seara tuturor, bine ați venit! Sunt Diana Andone, directorul Centrului de E-Learning din Universitatea Politehnică din Timișoara, gazda dumneavoastră astăzi. Dar astăzi vin și cu o altă pălărie, vin cu pălăria de la IEEE, de la Asociația din România IEEE, unde sunt responsabilă de activitățile educaționale în comitetul și secțiunea Asociației IEEE România. Totodată sunt și parte din, să zicem, comitetul de gestionare la nivel mondial al societății IEEE Education, cea care se ocupă de educația inginerească în aproape toate domeniile legate cumva cu electronica, într-un fel sau altul, și care gestionează destul de multe resurse și organizează foarte multe evenimente. Acest eveniment de astăzi este organizat ca și parte a săptămânii educației IEEE la nivel global și o să vorbim un piculeț despre aceasta. Și este organizat nu numai de Universitatea Politehnică din Timișoara, ci și de Asociația IEEE din România și vom avea alături de noi mai mulți invitați care toți sunt membrii IEEE, lucrează în universități și care vor încerca să prezinte câteva dintre cele mai interesante exemple de cum se poate face educație inginerească și cum se face educație inginerească în universitățile tehnice din România. Aceste, să zicem, două săptămâni, atât astăzi cât și miercurea viitoare, sunt dedicate IEEE Education Week, săptămânii educaționale IEEE la nivel global. Evenimentele din România, care sunt în limba română, sunt incluse în calendarul oficial al IEEE. Și totodată, săptămâna viitoare, vom avea ceva subiecte mai interesante, fiindcă vom vorbi despre care este rolul IEEE în sustenabilitate, dar și în modelarea educației, ce poți să faci, vom organiza o dezbatere, ce poți să faci pentru a putea îmbunătăți educația digitală în domeniul ingineresc și cum poți, de fapt, să modifici sau să încerci să impulsionezi la nivel preuniversitar studiul științei, ingineriei, electronicii, fizicii, matematicii, încât aceste domenii care sunt vitale pentru dezvoltarea și progresul omenirii și al industriilor la modul general să-și regăsească locul. Pentru început, vă rog să-mi permiteți să vă fac o scurtă prezentare despre ce înseamnă IEEE Education Week. Doar o secundă. Deci, așa cum spuneam, IEEE Education Week este o săptămână care începe, de fapt, din 4 până în 8 aprilie 2022. Acesta este hashtag-ul cu care veți putea găsi pe YouTube, pe Twitter, pe LinkedIn, pe Facebook, foarte multe evenimente care sunt organizate la nivel global de către diferitele societăți, cele peste 85 de societăți ale lui IEEE. Sunt foarte multe evenimente în timp real, deci virtuale, webinarii ca și acesta, care sunt realizate, dar totodată veți vedea pe site că se regăsesc și foarte multe resurse, resurse educaționale care sunt puse la liber pentru un anumit timp destul de scurt, adică oricine și cei care nu sunt membri ai IEEE pot să le folosească sau să le regăsească. Cele mai multe dintre ele, să știți că sunt adresate învățământului universitar și preuniversitar, dar și învățământului continuu și profesional, adică industriilor sau companiilor care doresc să-și îmbunătățească competențele, să zicem, în domeniul electronic sau să-și aducă la zi angajații cu anumite informații sau cu anumite date, cu anumite, să zicem, standarde care sunt dezvoltate de către IEEE la nivel global. Toată lumea care participă la săptămâna IEEE la nivel global va primi un certificat. Acest certificat, dacă este adunat, poate să însemne destul de mult. Acum vom încerca să urmărim, ce scuze, acesta este în limba engleză, un scurt video care a fost realizat de IEEE, tocmai pentru a vedea cât este de diferit aceste activități și cât de multe activități în diverse domenii organizează IEEE. Are you a professional working in a technical field who is seeking the latest in professional development to help you advance in your career or help you learn about new technologies?
Are you a university student or faculty member seeking the opportunity to grow in your field? Or are you looking for educational resources and experiences to encourage the next generation of engineers and technologists? IEEE is your source for all this and more. IEEE offers pre-university STEM, university, and continuing professional education resources for practicing and future engineers and technical professionals all over the globe. From local and regional educational activities, to webinars and online courses, to scholarships and events, and so much more, IEEE offers members the chance to access a wealth of educational offerings. And now, we're making it even easier to find and take advantage of these events and resources. Join the IEEE community in celebrating all of the amazing work that IEEE volunteers and members do every day to promote education at every level. Visit our website at educationweek.ieee.org to browse live and virtual events scheduled for the week and explore the resources and offers relevant for your educational needs. IEEE members receive free and discounted access to many of these events and resources. Not an IEEE member yet? Now is the perfect time to join to take advantage of these benefits. IEEE makes a difference in the world through education, and we invite you to be part of it. Come celebrate with us during IEEE Education Week. Deci, după cum ați văzut, sunt foarte multe evenimente, atât fizice, în anumite locații. În România, toate evenimentele care sunt organizate sunt doar virtuale și le puteți regăsi pe site-ul IEEE Education Week. Ele, cum ați văzut, se referă și la studenții și la elevii și la profesorii din mediul preuniversitar și la cei din mediul universitar, dar și companiilor și profesioniștilor care lucrează în anumite companii. Ce veți regăsi pe site-ul IEEE Education Week, care reunește foarte multe resurse și în continuare multe resurse sunt adăugate continuu pe site. În primul rând, aceste evenimente live în timp real, cele mai multe dintre ele care sunt webinarii, dar sunt și conferințe. Este un hackathon foarte mare organizat de către, să zicem, zona asiatică ale IEEE, pe câteva subiecte foarte interesante în zona de inteligență artificială dedicate și educației și sănătății și industriilor la modul general, multe tutoriale despre apps, foarte multe unelte și foarte multe principii sau standarde. IEEE stabilește foarte multe standarde în zona tuturor domeniilor din mediul electric, deci la modul general, resurse educaționale, cursuri, podcasturi și videouri, cât și câteva jurnale cu memorii și cu informații despre începuturile tehnologiilor. Sunt, bineînțeles, în această săptămână și câteva discounturi pentru cursurile care sunt profesionale și care sunt validate la nivel internațional și care de cele mai multe ori ajută, să zicem, profesioniștii în domeniu și în angajarea lor viitoare în anumite domenii dedicate. Toate evenimentele, cum am zis, le puteți găsi cu acest hashtag Education at IEEE, care le veți putea găsi peste tot. Acest eveniment pe care îl organizăm astăzi este parte din evenimentele IEEE Education Week. El se regăsește online pe site-ul IEEE Education Week și poate să fie să participe absolut oricine de oriunde. El a fost și trimis prin e-mail și ca și mesaj tuturor membrilor IEEE din România. Cum am spus, sunt foarte multe resurse. Aceste resurse din zona de tri-engineering sunt dedicate învățământului preuniversitar. Știu că sunt destul de mulți și din învățământul preuniversitar care ne urmăresc, de aceea vă atrag atenția asupra lor. Foarte multe dintre ele sunt gratuite și sunt disponibile tuturor, iar acest Summer Institute este destul de vestit, se întâmplă în Statele Unite. Acum va fi primul an în care peste 12 universități vor organiza Tri-Engineering Summer Institute față în față, deci nu online, după 2 ani. Săptămâna viitoare, în 6 aprilie, de la aici este ora, care vedeți, ora 12 este ora
cu asta ideea asta a Statelor Unite. Voi prezenta un proiect de mobilități virtuale pe care îl realizez cu colegul meu Mark Freidenberg de la Bentley University din Statele Unite de peste 13 ani și care va prezenta care este experiența noastră și cum se pot realiza anumite exemple și anumite, să zicem, activități într-un mediu virtual cu studenți care se află chiar la depărtare destul de mare, puteți să vă înregistrați la acest webinar. Dar asta nu înseamnă că astăzi nu vom vorbi despre aceste subiecte de predare STEM în universitățile din România și tot așa și săptămâna viitoare, înainte de acel webinar la ora 7, vom avea o oră și ceva de dezbatere live privind educația știință, tehnologie, inginerie și matematică în România, atât la nivel preuniversitar cât și la nivel universitar. Și astăzi îmi face o deosebită plăcere să îi invit alături de mine și am să iau pe rând, doar pe scurt să-i prezint și vă las numele ca să puteți să le vedeți și dumneavoastră, după aceea am să le anulez, pe domnul profesor doctor inginer Cristian Gheozo Haba, care vine de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași. Aici este o eroare, ne cerem scuze, este dânsul vine de la Facultatea de Electrotehnică, Energetică și Informatică Aplicată. Domnul profesor doctor inginer Marius Neag, de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informație de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Domnul profesor doctor inginer Cătălin Căleanu, de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informaționale din Timișoara, de la Universitatea Politehnică de aici. Domnul șef de lucrări doctor inginer Alexandru Antonescu, de la Universitatea Politehnică din București. Și domnul șef de lucrări, doctor inginer Mădălin Moise, tot de la Universitatea Politehnică din București. Și acum o să și puteți vedea pe toți împreună cu mine. Aceștia suntem toți care vom prezenta astăzi. Dacă aveți întrebări legate de anumite subiecte pe care le-am pomenit astăzi, inclusiv și în prezentarea mea de până acum, am să vă rog foarte mult, îmi cer scuze, mă mai vedeți, da. Am să vă rog foarte mult să puneți întrebările în zona de Q&A, așa cum ne-am obișnuit până acum, pentru cei care ne urmăresc în Zoom și în zona de comentarii pentru cei care ne urmăresc pe Facebook și pe YouTube. De asemenea, așa cum știți, întotdeauna aceste webinarii sunt înregistrate. La final veți primi un badge, un certificat digital care va putea să dovedească faptul că dumneavoastră ați participat și ați învățat lucruri noi în aceste webinarii. Vom începe mai întâi cu domnul profesor doctor inginer Cristian Gheozo Haba, care, pe lângă faptul că vine de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, este și președintele, să zicem într-un fel, chair, zicem noi, a societății educaționale din România, IEEE, și va vorbi un pic despre ce înseamnă acest capitol, această zonă educațională în România. Domnule Haba, vă rog. Da, mulțumesc. O să pregătesc. Dar... Da. E foarte bine, mulțumesc. Da, bună ziua tuturor. În prezentarea mea o să fac o trecere în revistă pe scurt asupra activității secțiunii IEEE Romania Education, deci cea care se ocupă cu activitățile educaționale ale societății IEEE România. Această secțiune este parte a societății IEEE Education, care este una dintre cele mai vechi societăți din cadrul IEEE, care are în vedere dezvoltarea noilor teorii de învățare a științei și inovarea în cadrul metodelor de învățare care se desfășoară în fiecare zi în sălile de curs și de laborator. Pe site-ul acestei societăți puteți găsi diverse inițiative care au în vedere acest lucru, dezvoltarea metodelor de învățare ale științei și tehnicii, în special în domeniul ingineriei electrice, electronice și energetice. Secțiunea din România
pornește de la obiectivele secțiunii MAMA și își propune să promoveze, să dezvolte și să disemineze la nivelul României aceste realizări recente în domeniul practicii educaționale și a tehnologiilor utilizate în educație, atât la nivel universitar, cât și la nivel preuniversitar și nu în ultimul rând și în cadrul învățământului de lungă durată și pe parcursul întregii vieți. Mai multe informații găsiți la adresa paginii web a secțiunii. Activitățile principale pentru a promova aceste noi metode de învățământ și nu numai a cunoașterii tehnicii și științei în general cuprinde o serie de webinarii tematice, workshop-uri pe teme de învățământ, organizarea de concursuri studențești, organizarea de seminarii de promovare a noutăților tehnice și științifice în rândul studenților din România, evenimente în cadrul conferințelor internaționale care sunt organizate în România sub egida IEEE România sau IEEE România Education. De asemenea, prin intermediul site-ului încercăm să aducem cele mai noi informații în acest domeniu al educației tehnologice și științifice în domeniul ingineriei electrice. Nu trebuie să uităm că în activitățile noastre trebuie să includem și cele pentru educarea viitorilor membri ai IEEE, așa acei studenți care se înscriu în această organizație și trebuie să le furnizăm cunoștințe de ultimă oră din domeniul științific și tehnologic, astfel încât să le dezvoltăm mințile care sunt avide de informație, să îi ajutăm în obținerea de cunoștințe necesare care să le folosească în dezvoltarea profesională și nu numai, să obțină răspunsuri la întrebările legate de modul în care își pot dezvolta cariera profesională și nu în ultimul rând să-și creeze o rețea globală de colegi și de contacte profesionale prin intermediul acestei organizații. Ca și activități, putem da exemplul de serie privind, da, putem da exemplu seria webinarilor împreună online organizată de Universitatea Politehnică din Timișoara prin Centrul de E-Learning, având ca partener și IEEE România și IEEE România Education, și care a încercat să prezinte modul în care sistemul educațional s-a adaptat la această perioadă în care pandemia ne-a obligat să experimentăm o lungă perioadă de timp distanțarea socială și distanțarea socială educațională în cadrul universităților, școlilor și altor instituții de învățământ. Această serie a fost organizată sub forma unor webinarii practice cu exemple cum se poate face sau cum s-a putut face această trecere din on-site în online, deci la învățământul în facultăți, în laboratoare, în sălile de curs, folosind platformele online. Participanții au primit un certificat digital de tip Open Badge și aici vedem că s-au organizat în această serie peste 25 de webinari. În urma organizării acestei serii, dar și a multor alte acțiuni în cadrul IEEE România, doamna Diana Andone a primit din partea societății IEEE Education Society Premiul Distinguished Chapter Leadership. Și evident, doamna Andone nu s-a oprit aici și a început noua serie Construim Împreună, din cadrul căreia face parte și acțiunea de astăzi, care serie care aduce în prim plan teme de actualitate în ceea ce privește formarea, obținerea de competențe digitale, implicarea fetelor și femeilor
în tehnică și în știință, utilizarea instrumentelor digitale și multe alte teme de interes atât pentru mediul universitar, cât și pentru cel preuniversitar. O dată pe lună, această serie prevede ca evenimentele să fie dedicate, să fie realizate cu ajutorul membrilor IEEE din România și membrii IEEE România Education Chapter vor fi parte a acestor evenimente, se vor implica activ. Ca exemple de workshop-uri organizate, avem workshop-urile din seria Open Education Week, care s-au desfășurat atât în 2021 cât și în 2022 în format online datorită pandemiei. Sperăm ca pe viitor acestea să ajungă și în formatul on-site. Secțiunea IEEE Education România susține organizarea de concursuri studențești. Dăm aici un exemplu, concursul Tudor Tănăsescu, unul dintre cele mai importante concursuri de profil pentru domeniile electronic și automatică. Și faptul că secțiunea este implicată activ și dorește pe viitor să susțină nu numai acest concurs, dar și altele care vor fi propuse de către membrii IEEE. Organizăm evenimente de promovare a noutăților din tehnică, prezentând ultimele noutăți din domeniul ingineriei electrice și aducând studenții față în față cu viitorii potențial angajatori. Aceștia pot prezenta nu numai noutățile tehnice, dar modul în care studenții de astăzi trebuie să se pregătească astfel încât să devină buni specialiști în companiile de vârf din România și din întreaga lume. Secțiunea IEEE Education România se implică în organizarea de evenimente în cadrul conferințelor naționale sub egida IEEE România Education Chapter și așteptăm propuneri pentru organizarea de evenimente în cadrul conferințelor care vor fi organizate în acest an și în anii viitori. În final, o invitație IEEE România Education Chapter în calitate de co-sponsor vă invită la conferința AEPE 2022, care va fi organizată în luna octombrie la Iași, România, și în cadrul căruia una dintre secțiuni se va ocupa de educația inginerească în domeniul ingineriei electrice, energetice și electronice. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez vizionare plăcută în continuare, pentru că urmează niște prezentări foarte interesante. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult de tot! Mă bucur foarte mult că, să zicem, ați menționat câteva din activitățile IEEE Education. Nu trebuia să o menționați pe mine, dar vă mulțumesc mult pentru aceasta. Chiar sunteți membru al secțiunii și premiul vine ca o confirmare activității bogate. Mulțumesc mult de tot pentru aceasta. Am făcut-o și, după cum știți, a fost o surpriză pentru mine, inclusiv faptul că eu niciodată nu m-aș fi gândit. Și îi mulțumesc din nou aici profesorului Zvasta, doamne profesoare Elena Helerea, lui Demetru Samson și lui profesorului Michael Morf din Anglia, din Statele Unite, care m-au recomandat împreună cu domnul Hub aici prezent de față. A fost o surpriză pentru mine. Vă mulțumesc mult de tot. Mergem mai departe și am să-l invit pe domnul profesor Marius Neag. Domnul profesor Marius Neag vine de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Are specialitate în zona de circuite electronice și circuite integrate analogice și digitale.
Și ceea ce, să zicem, într-un fel îl evidențiază în acest context acum, este și faptul că este vicepreședinte al secțiunii IEEE Education și la nivelul IEEE România răspunde de activitățile tehnice. Și ne va prezenta niște exemple foarte interesante despre cum învață studenții despre, să zicem, circuite electronice, circuite digitale și cum pot să experimenteze acasă anumite. Domnule profesor, vă rog. Bună seara! Mulțumesc pentru introducere. Prezentarea mea se numește Home Electronic Laboratory for Each Student, a Potential Paradigm Shift in Teaching Electronics. Am pregătit acest material în engleză, dar cu permisiunea noastră îl voi prezenta în română. Aș începe cu cu punctul cel mai important, aș zice, din titlu, și anume semnul de întrebări. După cum știți, mulți au încercat să revoluționeze educația, inclusiv laboratoarele, mai puțin au reușit. De aceea, scopul acestei prezentări este de a vă arăta cam ce încercăm noi să facem, în speranța că vom primi feedback-ul nostru și observații, sugestii. În niciun caz nu vă prezint un rezultat definitiv, ci work in progress. Ca motivație, aș împărți lucrurile în două secțiuni. Odată, problemele, să spunem, cunoscute ale laboratorilor de electronică. Deci, pe de o parte, experimentul, laboratoarele sunt esențiale în predarea disciplinelor inginerești, inclusiv sau mai ales electronica, electronica aplicată, pentru că un viitor inginer trebuie să obțină abilități și să dobândească, să aibă cunoștințe și să dobândească abilități nu numai în analiza unor circuite sau în partea teoretică, ci și abilități practice, să poată să realizeze un circuit, să realizeze măsurători și, sigur, partea mai interesantă, aș zice eu, testare și reparare, identificarea unor greșeli, termenul general debugging. Este important, dar sunt oarecum dificil de realizat, cu toate că în anumite discipline, mai ales cele introductive, cele fundamentale, cum ar fi dispozitive electronice, circuite integrate analogice și digitale la început, chiar și teoria semnalelor la început, nu este nevoie de un laborator complex. Deci un simplu generator de semnal, un osciloscop cu 2-3 canale, un multimetru, sunt suficiente. Sigur, surse de alimentare ar fi suficiente, iar simple circuite pot fi realizate pe un breadboard și cu conector. De fapt, așa facem multe din laboratoarele noastre, chiar dacă, potențial, aceleași laboratoare sunt folosite și pentru realizarea unor experimente mult mai complicate. În acest sens, prezența studenților într-un laborator dotat cu echipament complex pentru a face măsurători de genul banda de trecere a unui amplificator sau caracteristica de transfer a unui tranzistor, caracteristicile statice a unui tranzistor, nu se justifică. În acest sens am scris aici că laboratorul tradițional nu este în mod deosebit eficient pentru astfel de teme. În plus, a apărut și problema legată de pandemia de COVID, anume faptul că universitățile au trebuit, aduceți aminte, acum 2 ani și un pic, dintr-o dată să treacă la activități online, ceea ce s-a realizat în multe părți foarte bine pe partea de curs, dar sigur pentru aplicațiile practice, pentru partea de aplicații, de laboratoare, a fost mai dificil și în prima fază chiar s-a renunțat la
hands-on. În acest context putem să poate să analizăm critic ce a fost bine și ce nu a fost bine în acești doi ani, și anume, pornind de la laboratorul clasic on campus, să spunem, care sigur are avantajul că oferă așa numitul hands-on learning și în programa de învățământ sunt alocate foarte multe ore. În fiecare săptămână, o sesiune de 2 ore, poate chiar mai des, în care se realizează caracterizarea unor circuite, poate la început folosind simulări, dar după aceea se ajunge la realizarea lor fizică pe breadboard-uri și măsurători. Punctele mai puțin bune, sau câteva dintre ele, ar fi faptul că nu avem, sau în mare măsură, nu avem posibilitatea de a asigura fiecărui student un banc de lucru. Deci la o semigrupă de 10-15 studenți, laboratorile au de obicei până la 10 posturi de lucru, deci asta înseamnă că studenții lucrează în perechi, așa cum vedeți aici, lucru care în condițiile pandemiei sigur că nu-i posibil. Dar și ideea în sine că nu fiecare apucă să pună mâna pe piese, să realizeze individual. În alt aspect, 2 ore poate fi puțin. Poți avea probleme, poți face greșeli, mai ales la început studenții de anul 1-2, și 2 ore poți să treacă înainte de a realiza tot ce ți-ai propus. Și în sfârșit, ce ai făcut în laboratorul de săptămâna aceasta este desfăcut la sfârșitul orei și o iei de la început săptămâna următoare. Ca urmare, un proiect mai mare care ar implica mai multe secțiuni nu este posibil. Trecerea la laboratoarele virtuale, forțată oarecum de pandemie, s-a desfășurat în multe părți cu succes. Instrumentele virtuale au oferit posibilitatea unor, să le spunem, experimente, dar până la urmă aspectele practice legate de chiar de manualitate, de cum îți face experiența în a vedea că un fir nu este conectat corect, că nu este structura circuitului nu este suficient de ordonată și așa mai departe, totuși nu se realizează. Deci laboratoarele virtuale sunt folositoare, dar nu ca substitut 100% al laboratorului real cu echipament și circuite reale. Și acum apare ca o posibilă alternativă acest concept de take at home, experimental kits, care sigur că nu-i nimic nou sub soare. Mai sunt studenți care vin cu abilități de genul acesta din școala generală, chiar sau licee, așa numiții hobbyști, care au acasă un mic laborator, fac experimente și așa mai departe. Acum, ideea ar fi să încercăm să extindem această abordare la toți studenții sau la grupuri mari de studenți. Și vedeți principalele puncte. Ideea de bază este că fiecare student să primească un kit de laborator suficient pentru experimente, vă spuneam, la disciplinele fundamentale. Iar activitatea de laborator să fie organizată în 3 etape. Deci, în primul rând, în campus, sub supravegherea cadrului didactic, se dă tema de proiect. Se discută, se analizează cerințele, eventual și partea teoretică se poate rezolva acolo sau se pot da exemple, dar nu se lucrează efectiv pe circuit. Acest lucru se realizează acasă de către student, folosind kitul personal, și acolo greșește, încearcă, rezolvă greșelile, sigur, nu neapărat singur, poate fi ajutat de colegi, poate să găsească sprijin și de la o platformă pe care o să o prezint mai târziu, de help online a comunității, de exemplu,
întregului an de studii care face laboratoare în acest fel. În sfârșit, cu circuitul realizat, testat acasă, se prezintă studentul la ora de laborator în campus, unde are loc o prezentare cu scop de evaluare, eventual de bugare dacă e cazul, feedback, și pe loc se pot da teme de dezvoltare sau de, știu eu, modificarea circuitului, optimizare și așa mai departe. Această idee este în curs de implementare în cadrul unui proiect Erasmus Plus, a cărui date le vedeți aici. A pornit anul trecut, oficial în mai, efectiv în vară. Este vorba despre un parteneriat între patru universități, începând cu Munster Technological University în Irlanda, dânsii au realizat o primă versiune a acestui kit încă în vara anului 2020, deci imediat în acea scurtă perioadă dintre valul 1 și valul 2 al pandemiei, și au apucat la începutul anului școlar 2020 să dea astfel de kituri unui număr de 50 de studenți. Universitatea mi-a asigur și universități din Madrid și din Aalborg, Danemarca. Bugetul este mic, dar cumva obiectivul fiind educațional, acesta a fost un aspect secundar. Scopul este realizarea unei platforme alcătuite din trei elemente: acel kit pe care îl primește fiecare student, cursuri disponibile pe platforma online și alte materiale suport, cum ar fi un user guide pentru kit și pentru instrumentul pe care o să vi-l descriu imediat. Și această platformă online, acest community of practice, un instrument prin care participanții, studenții cadre didactice pot comunica, își pot pune întrebări, pot găsi răspunsuri, exemple de bună practică sau de greșeli frecvente și așa mai departe. Așa arată un kit pe care îl primește fiecare student. Aceasta este deja o versiune pe care am realizat-o noi, chiar la grupul din universitatea noastră. Este vorba, în primul rând, de acest instrument, Hantec. O să-l descriu puțin mai în detaliu imediat. Esențial, este vorba de un echipament portabil, ceva mai mare decât un smartphone mare, deci 50% mai mare decât un smartphone și de 2-3 ori mai gros, dar care oferă un generator de semnal, osciloscop cu 2 canale și multimetru. După aceea este vorba de această placă de test. Pe lângă breadboard, noi am realizat câteva secțiuni cu circuite auxiliare pe care le voi descrie, conectică, chiar și o șurubelniță mică pentru ajustări, pentru că avem și câteva puncte de ajustare pe placă. Hantec, vă spuneam, este un instrument foarte compact și realizează principalele funcții de care avem nevoie pentru laboratoarele, pentru experimentele cu circuite relativ simple. Prețul este undeva la 150 de euro. Asupra prețului voi reveni. Aceasta este placa de test. Breadboardul în centru, breadboardul care este expandabil, vedeți aici se mai poate conecta încă un breadboard pentru aplicații mai mari. Pe lângă aceasta a fost nevoie de o secțiune de alimentare. Luăm 5 volți printr-un conector USB și realizăm alimentare simetrică plus minus 12 volți.
și foarte important, fiind vorba de studenți din anii mici, un limitator de curent care asigură protecția echipamentului care generează puterea în față de scurt circuit pe placă sau alte întâmplări. O secțiune digitală care conține un generator de tact cu frecvență reglabilă, butoane de tipul slide sau push, cu debouncer și fără, deci acestea sunt tipice pentru primele cursuri de electronică digitală și LED-urile pentru a verifica starea logică, se pot realiza automate simple, state machines și așa mai departe. În partea analogică, luăm în considerare faptul că instrumentul Hantec generează semnale alea, vedeți, este un generator de semnale cu diverse forme, cu o amplitudine restrânsă doar la 2 volți și pentru a putea beneficia de avantajele alimentării simetrice plus minus 12 volți, avem și amplificator pentru a ridica amplitudinea la plus minus 10 volți. De asemenea, avem un generator de tensiune continuă reglabil. E bine, cu așa ceva, studentul poate realiza experimente simple. Sigur, nu este singurul element, ci vă spuneam, un set de cursuri disponibile online. Aici se merge, sigur, în primul rând, pe problem-based learning. Nu că asta se potrivește cu toată abordarea. Și acest Help Online, deci comunitatea, o platformă de comunicare a comunității în care sunt și materialele disponibile și un forum și așa mai departe. Spuneam că Universitatea din Irlanda are deja 2 semestre de experiență cu aceste echipamente. Rezultatele sunt în mare măsură pozitive, deci studenții au fost foarte receptivi la această abordare, sau și-au făcut echipe singuri, deci în general a creat un foarte mare emulație și chiar și studenții care credeau că nu se pot realiza așa ceva, au căpătat mare încredere văzând că realizează singuri sau cu ajutor, după aceea singuri, cu mai puțin ajutor și în final singuri, experimente din ce în ce mai complicate. Noi ne propunem în următorul an de proiect să experimentăm mai mult și să tragem, să analizăm critic, mă rog, cât putem de obiectiv, câte din potențiale beneficii sunt realizate în acest mod. Cam atât, de atât este timp acum, dar repet apelul făcut la început de a veni cu sugestii, cu observații. Suntem la început, doar am realizat partea, să spunem, hard de platformă. Acum urmează să o punem în practică și la noi. Anticipez una din întrebări. Costul unui astfel de kit este undeva la 250 de euro, care este extraordinar de mic pentru un laborator, dar sigur nu foarte mic pentru a-l asigura fiecărui student. Totuși este la limita, cred că este posibil, mai ales în condițiile în care ne bazăm și pe sponsorizări din partea companiilor interesate în dezvoltarea unor astfel de abilități practice. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult de tot, domnule profesor Neag. Într-adevăr, am lăsat încă un piculeț aici pe HelpCop. Puteți să găsiți foarte multe informații despre alte proiecte pe care le puteți face toți cei care lucrați, fie că sunteți la liceu sau la universități în zona electronicii și doriți ca studenții sau elevii să poată să lucreze. Ați spus cât costă, era una dintre întrebările care voiam să vă adresez. Și totodată ați spus că de-abia acum începe să-l testați, da? să-l aplicați efectiv cu studenții. Dar sunt convinsă că l-ați testat deja
Care ar fi reacția studenților sau care a fost până acum reacția studenților pentru a putea lua acasă un asemenea kit și a putea să lucreze cu el? Și din experiența colegilor din celelalte țări, din Irlanda, cum credeți că, să zicem, se îmbunătățește sau nu capacitatea lor? Deci noi suntem, am realizat 100 de astfel de pleci împărțite între cei 4 parteneri. Am distribuit 15 din aceste unei semigrupe și, în general, reacția a fost pozitivă. În primul rând, neașteptat, așa ceva nu ni s-a mai întâmplat. După aceea, îngrijorare, dar ce se întâmplă dacă îl stric, dacă îl sparg, mă rog, așa. Foarte, foarte bună primire de la foarte puțini, din păcate, hobbyști, care spuneau, da, bun, așa ceva am și eu, dar uite ce frumos este și... și oarecum, la început, cu mai mare reținere, dar cu pași mici s-a ajuns destul de repede la acceptare și de către cei care nu mai făcuseră propriu zis, care spuneau, da, eu întotdeauna am... Eu eram responsabil cu prelucrarea datelor. Eu scriam în caiet și colegul făcea experimentele. Bun, acum trebuie să faci singură. Păi nu că e complicat. Nu, sigur se poate. Și cu studenții pot porni cu ceva oricât de simplu, știți? Adică nu au cum până la urmă să nu reușească și mergând cu pași progresiv se poate ajunge departe. Nu știu cât de mult se va progresa, în mod clar este ceva care îi atrage, mi se pare că le lipsește această abilitate. Unii chiar, acum noi din păcate a trebuit să începem cu anul 3, spun că păcat că nu am avut mai devreme, deci trebuie început mai devreme, categoric. Colegii din Irlanda au pornit din anul 1, ideea fiind că un student îi se dă în custodie kitul pentru 3 ani. Și atunci se rezolvă și problema administrativă, că dacă în 3 ani îl distruge, și mai cumpără unul, nu-i imposibil, știți? Adică vorbim totuși de sume nu extraordinare. Sunt niște sume normale, deci inclusiv pentru România. Două întrebări mai am și una cumva ați menționat-o, fiindcă ați folosit genul feminin când ați făcut una dintre remarce. M-ar interesa foarte mult dacă veți putea, când veți derula acest proiect, poate cu grupe mai mari, să încercați să aprofundați și să vedeți, poate cu un studiu, cu un survey sau cu un interviu, care este reacția tinerelor la a lucra acasă cu un asemenea kit. Multe dintre ele sunt învățate, poate să mai facă în laborator, dar acasă să meargă în familie sau cu un prieten cu un asemenea kit, sunt foarte curioasă care este reacția atât a lor cât și a mediului înconjurător la aceasta și mai ales în România. Eu zic de mine, când m-am jucat prima dată cu asemenea, să zicem, kituri, eram, cred că, în clasa 11-a și a fost așa surprinzător pentru toată lumea. Mie îmi plăceau mai mult astea puțin mai mare, cunosc că electronica tot timpul mi s-a părut așa prea micuță și finuță, după aia am început să-mi placă. Vă rog, domn profesor. Să știți că nu, într-adevăr, poate că este o reticență mai mare din partea studentelor, dar, din păcate, toți studenții, și băieți și fete, au experiență mică sau comparabil, urmărind, să facem o comparație cu studenții de acum 10 ani, numărul de hobbyști sau proporția de ziși hobbyști este în descreștere. Clar. Sigur, sunt explicații și eu am un băiat în clasa 8-a și nu prea văd când ar avea timp să facă și așa ceva, măcar că sigur încerc să-l atrag. Nu mai sunt acele centre în care se dezvoltau. În sfârșit, important este că dacă pornim din anul 1 și toți fete, băieți, toată lumea primește același kit și fiind lucruri simple, construind, văzând că ceva îți merge, faci un circuit simplu și se aprinde LED-ul. Da, exact cum ai văzut și pe hârtie. Cunosc sentimentul ăsta, asta m-a determinat pe mine să încep electronica. Eram în
Școala Generală la un cerc pioneresc atunci și am făcut un generator Morse. Vă dați seama cât de complicat putea fi, apeși pe un buton și este un țârâit. Degeaba, încă mai țin minte ce grozav a fost faptul că da, l-am făcut și merge. Da, și aici vin cu cealaltă întrebare și cumva cu încurajare și poate se regăsește aici IEEE, care are totuși și ceva fonduri la nivel de societate în România, să încercăm să facem acest lucru în licee sau în școlile generale. Eu cred că în școlile generale trebuie să mergem cu kituri poate chiar mai simplificate și să îi lăsăm pe copii să încerce să lucreze cu ele sau pe profesori, poate chiar pe profesorii de la fizică, care se face în clasa 7-a, să poată să facă așa ceva. Multe dintre școli au acces la asemenea lucruri, dar pot să vă zic din experiența, să zicem, copiilor pe care mai știu în zonă, că foarte puțin dintre ei ajung efectiv să pună mâna și să lucreze pe anumite echipamente electronice. Vă mulțumesc mult de tot, domn profesor, mergem mai departe. Și vă mulțumesc. Și mă bucur să îl invit alături de mine pe domnul profesor doctor inginer Cătălin Căleanu de la Universitatea Politehnică din Timișoara, de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. Domnul Căleanu se ocupă foarte mult de partea de rețele neuronale și întotdeauna prezintă și vorbește despre viziune computerizată, despre sisteme încorporate, despre imagistică și medicală și biometrie, cu foarte multe proiecte în zona aceasta, iar astăzi ne va vorbi despre câteva elemente care le realizează împreună cu studenții de inteligență artificială. Cătălin, te rog. Mulțumesc frumos pentru introducere, Diana. Într-adevăr, este o bucurie pentru mine să vă prezint câteva elemente folosite în introducerea conceptelor aferente inteligenței artificiale, în special prezentarea este orientată la nivel universitar, dar cred că o serie de elemente pot fi transpuse și în mediul preuniversitar. Mă voi referi la o scurtă definiție a domeniului inteligență artificială, la de ce este el important, de ce ar trebui cineva să îl studieze, de ce studenții sau elevii ar trebui să se aplece asupra acestui domeniu. Poate pare paradoxal, dar istoria inteligenței artificiale e un element care ajută foarte mult în studiu și în înțelegerea, în desfășurare temporală a paradigmelor care constituie inteligența artificială. Apoi câteva considerente vis-a-vis de uneltele software moderne folosite la dezvoltarea aplicațiilor. De asemenea, platformele hardware, într-o prezentare paradigmă clasică versus paradigmă modernă, nu în ultimul rând aplicații care vin să dea sarea și piperul orelor de inteligență artificială. Apariția conceptului este destul de ușor de înțeles. Oamenii doresc să regăsească proprietăți ale creierului uman și capabilități ale minții mamiferelor în general, dar omului în special, în sisteme artificiale. Și atunci de aici apar problemele. Cum am putea să transpunem toate aceste proprietăți caracteristice sistemelor biologice în sisteme artificiale. Mă refer la proprietăți ca capacitatea de învățare, de exemplu, de instruire sau metodele de raționament și așa mai departe. Din acest motiv, astăzi, inteligența artificială cred că reprezintă probabil cel mai dinamic domeniu al științei. În ultimii 10 ani, să zicem, acest sector a cunoscut o dezvoltare explozivă. Iar această dezvoltare explozivă este oarecum legată de aplicațiile care pot să fie implementate cu ajutorul tehnologiilor inteligenței artificiale. Când spun tehnologii,
Poate că ar trebui să fac o mențiune specială rețelelor neuronale și chiar rețelelor neuronale profunde. Astăzi, probabil că majoritatea cercetărilor, aplicațiilor au la bază așa ceva, dar sigur că și alte concepte aferente învățării automate sau machine learning, cum mai este denumită în literatura de limbă engleză, sunt deopotrivă folosite sisteme vagi sau fuzzy, calcul evolutiv, algoritmi genetici și așa mai departe, concură la realizarea unor aplicații în sfere foarte largi. Și aici avem câteva exemple în domeniul financiar sau în securitate, în social media, industria de automobile, nu mai vorbesc, educație, comerț, până și în agricultură. Unul din ultimele proiecte la care colectivul nostru lucrează este în mod surprinzător aplicația la inteligenței artificiale în agricultură. Acum se pune problema familiarizării elevilor, studenților cu aceste concepte și, după părerea mea și în baza unei experiențe de peste 20 de ani în predarea acestor concepte, se poate foarte bine începe cu prezentarea evoluției domeniului, începând chiar cu anul 1943, când Măculoc și Pitts introduceau primul model al unui neuron artificial. Ce putem să identificăm în această succesiune temporală de evenimente? Dificultățile care apar, motivele care generează apariția anumitor metode sau tehnologii și viceversa, dispariția lor, înlocuirea în timp cu altceva. De exemplu, în 1943, deși din punct de vedere teoretic lucrurile încep să fie cunoscute, ele nu pot fi implementate. Și practic această problemă a implementării rețelelor neuronale rămâne activă până în ziua de astăzi, ele fiind, după cum este organizat și creierul și mintea umană, o structură profund paralelă de calcul, sigur, de calcul paralel. Și atunci nu este foarte ușor să realizezi așa ceva. Mai departe, se pune problema implementării acestor concepte. Sigur că metoda software este una foarte facilă și am denumit drept paradigmă clasică situația în care îți instalezi local pe un calculator, pe un PC, un anumit IDE sau Integrated Development Environment, un mediu de dezvoltare integrat, aferent unui software poate proprietar, an de a rândul am folosit MATLAB pentru predare, însă această abordare are și o serie de dezavantaje. Poate aș începe cu partea de costuri. MATLAB e un program l-aș cataloga drept exorbitant. Nu multe universități își permit licență pentru așa ceva. Și mai important decât acest lucru este faptul că, după părerea mea, nu reușește să țină pasul cu ultimele tendințe în domeniu. Prin urmare, de ceva vreme, standardul de facto în implementarea aplicațiilor și limbajul de elecție preferențial devine Python, care, după cum știm, nu are nevoie decât de niște interfețe freeware sau open source, de preferință sub forma acestor Jupyter Notebooks sau Jupyter Laboratory mai nou sau alte programe similare, gratuite, chiar provenite de la Microsoft, de exemplu cum e Visual Studio Code, pot fi date
făcut download, descărcate gratuit. Însă, toate acestea, într-un final, fie proprietare, fie gratuite, vor rula pe un laptop, poate pe un PC, cu resurse limitate. De foarte multe ori, studenții se plâng de faptul că un astfel de program, care poate să fie destul de complex, nu rulează foarte bine. Și atunci, cu ceva ani în urmă, la sugestia colegilor de la Google DeepMind, care sunt probabil numărul unu în lume în domeniul inteligenței artificiale, am început să folosim pentru studenți un tool denumit Google Colab sau Collaboratory, gratuit, care presupune doar un cont de Google pentru accesarea sa și care are avantajul că vine și cu suita de tool-uri sau de biblioteci preinstalată. Asta e una dintre marile probleme ale practicanților, ale studenților în domeniu, de a instala tool-urile necesare. Sunt o grămadă de biblioteci care trebuie puse cap la cap, după cum vedeți și în partea asta de importuri de aici, cel puțin 10 probabil astfel de tool-uri trebuie făcute să lucreze împreună. N-aș vrea să dezvolt foarte mult ideea, dar e problematică această instalare, mai ales că proiecte diferite folosesc versiuni diferite ale acestor tool-uri. Mai mult decât atâta, prin amabilitatea celor de la Google, beneficiem și de resurse hardware destul de însemnate, destul de puternice. De exemplu, ei au patentat conceptul de TPU, Tensor Processing Unit, este un accelerator pentru aplicațiile de inteligență artificială, probabil cel mai bun astăzi. Deci, în afară de GPU, de Graphical Processing Unit, de placa video, ca să zicem așa, ei pun la dispoziție și alte chipuri mai performante, lucru care face ca aceste aplicații să ruleze destul de rapid. Și în slide-ul următor vedeți un astfel de assignment sau o sarcină de lucru plasată pe campusul virtual al universității, în care studenții, plecând de la un starter code, deci de la un fel de schelet al codului pentru o anumită aplicație, au obligația să o implementeze folosind acest Google Colab, pentru ca să eliminăm încă o dată dependența de un hardware care de regulă personal sau în dotarea laboratorului, care nu este atât de performant ca și opțiunile pe care vi le-am prezentat anterior. În fine, după ce am reușit să codăm o aplicație, să o testăm, ar trebui să o punem la dispoziția cuiva. Iar acel cineva nu trebuie să aibă cunoștințe avansate de programare sau să fie un specialist în inteligență artificială ca să le poată folosi. Colaborăm în mod curent cu colegii de la Universitatea de Medicină și Farmacie și ar fi foarte problematic pentru ei să urmeze un astfel de proces de instalare. Și atunci, pentru ca să putem să servim aceste modele, folosim o combinație, zic eu, de modernă, de ultimă oră, o combinație a unei platforme de stocare a codului și de împachetare într-un container a modelului, astfel denumită Docker, soluția respectivă. Astfel se abstractizează toată complexitatea, se ascunde. Și modelul poate fi simplu apelat și primit răspunsuri de la ea. De exemplu, un diagnostic într-un sistem de diagnoză automată medicală.
Kubernetes presupune un pas mai departe și anume distribuirea acestui model pe mai multe platforme pentru rulare. În fine, am putea să trecem la o soluție și mai radicală care să ne ofere tot ceea ce avem nevoie de la implementare, testare, monitorizare și rulare, folosind soluțiile de tip cloud. Aici însă am mici rezerve și le-am folosit pe scară limitată în relația cu studenții, pentru că sunt de regulă soluții foarte scumpe, sunt foarte bune. Noi avem la nivelul universității, prin acea licență de Office 365, acces la componenta de inteligență artificială de la Microsoft și la cloud de la Microsoft, care se numește Azure. Azure ML de la Machine Learning este componenta ce se folosește în dezvoltarea aplicațiilor. Însă, în teorie, studenții au acces, practic e necesar uneori introducerea informațiilor legate de card, de credit și așa mai departe, și atunci folosim cu rezerve astfel de tool-uri și doar experimental, dar ele astăzi încep să fie folosite din ce în ce mai mult. Practic fiecare jucător important din domeniul internetului, soluțiilor de tip cloud are ceva similar. Ele au funcționalități similare. Amazon Web Services, SageMaker este versiunea de la Amazon sau Google Vertex face exact același lucru. Sigur, cu avantajul obținerii unui stații de lucru din câteva clicuri, pentru că aici vorbim de mașini virtuale care se configurează foarte rapid și pot fi folosite. Însă, încă o dată, aici apare problema subscripției, care implică niște costuri, fie pentru universitate, fie pentru utilizator. Acum, trecând în sfera hardware a acestor a problematicii, în mod normal, așa cum spuneam, aplicațiile se dezvoltă și rulează folosind un calculator personal, eventual cu o placă video performantă, dacă se poate. Asta implică preț ridicat, asta implică, știm cu toții, există o lipsă de astfel de chipuri pe piață de ani de zile. În plus, se și perimează, apare această uzură morală rapidă. De ceva vreme am reușit să folosim și să introducem în aceste experimente așa numitele single board computers, niște mini PC-uri care folosesc la implementarea conceptelor așa zise de procesare locală, Edge AI. Deci procesare oarecum distinctă de partea de cloud, pentru că nu o transmiți în cloud, o faci local. Și o astfel de soluție are certe avantaje, cum ar fi prețul scăzut. Toate soluțiile ce o să vi le prezint în continuare se învârt în jur de $100-200. Plus că sunt făcute pentru aplicații de machine learning, pentru aplicații de inteligență artificială. De exemplu, după părerea mea, cea mai bună platformă este aceasta denumită Coral, vine de la Google. Vedeți că este de mărimea unei cărți de credit, probabil, și conține un TPU, un Tensor Processing Unit, un procesor, aici sub cooler, special pentru accelerarea aplicațiilor de calcul intensiv și paralel. De la Nvidia am mai folosit o soluție clasică, un GPU ca și cel din calculator, să zicem așa, sub forma acestei plăci Nvidia Jetson Nano, e soluția de cost redus.
Și lucru cu ea este foarte facil, spre deosebire de Google Coral, unde e ceva mai complicat de lucrat cu placa respectivă. În ultimul rând, universitatea noastră are un parteneriat cu firma Imagination Technologies din Marea Britanie și am fost selecționați pentru evaluarea și elaborarea unor materiale didactice folosind o placă provenită de la Imagination. Imagination, vă reamintesc, este o firmă care e responsabilă pentru procesarea grafică din telefoanele de tip iPhone. Deci acest PowerVR, GPU-ul lor mobil, este întâlnit în multe din telefoanele de tip Apple. Încă nu sunt disponibile materialele didactice sub formă publică, ele vin doar ca și, încă o dată, sunt în elaborare, sunt în test, sunt în beta test. Ele vizează aplicații tipice pentru astfel de plăci de dezvoltare, clasificare, segmentare, detecție de obiecte, procesări de voce. Se pot face și probabil undeva în sfârșitul anului ele vor deveni publice și oricine ar putea să le acceseze, așa cum Imagination University Program a făcut cu alte platforme de dezvoltare și alte cursuri. Ultima parte a prezentării aș aloca-o aplicațiilor, pentru că ele sunt foarte importante, finalizează partea practică a lucrărilor de laborator. Aici avem o captură de ecran după o resursă de tip wiki, așa postez aceste teme de proiect, de exemplu în domeniul automotive sau biometrie sau altele. Le dau studenților resurse de tip teoretic, seturi de date, metode anterioare, coduri de la care pot pleca și ei, vedeți, au obligația să prezinte săptămânal un status legat de realizarea temei respective. Ceea ce rezultă este, de exemplu, o aplicație care poate să detecteze vârsta, genul, starea de spirit sau din sfera biometrie. Aplicații automotive, cum ar fi detectarea stării de oboseală, de dacă un șofer închide ochii. Eu am văzut asta doar la susținerea diplomei video, nu l-aș fi lăsat să închidă cu ochii închiși. Sau detecția privirii, orientării privirii este importantă în multe aplicații. Studenților le place foarte mult să se întreacă în modele care conduc autonom o mașină pe un anumit traseu, strict pe baza informației vizuale. Practic, rețeaua neuronală generează aici unghiul de virare al volanului, viteza, accelerația, frâna și așa mai departe. Aici avem o aplicație de detecție de obiecte rulată în timp real cu un frame rate foarte bun. Vedeți, e clar în timp real, undeva la 80 de frame-uri pe secundă. Sau simulatoare ceva mai complexe pe care le folosim la estimarea traiectorie participanților la trafic. Sigur că am pomenit și despre aplicațiile medicale și aici studenții contribuie la detecția leziunilor, aici e vorba de o leziune hepatică, la urmărirea ei și la clasificarea tipului. Cam asta ar fi ceea ce am pregătit pentru astăzi și sper să fie de folos celor care au în plan să introducă sau să folosească aceste tehnologii.
Mai multe amănunte puteți să găsiți și pe site-ul grupului de cercetare intelligentembeddedvision.pt.ro și sigur vă stau la dispoziție cu eventuale răspunsuri la eventualele întrebări. Mulțumesc mult pentru atenția! Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Căleanu, foarte interesante și mi-a plăcut și, să zicem, metodica folosită în predare și în utilizarea de aplicații diverse și mai ales încurajarea multor aplicații din zona freeware sau open source, chiar foarte multe dintre ele în această zonă, care de fapt încurajează studenții să gândească puțin în afara unui sistem închis, gata, furnizat și poate pe viitor să îi încurajeze să folosească aceasta fie într-o companie proprie pe care și-ar putea înființa, nu neapărat într-o, să zicem, într-o multinațională, cum sunt foarte multe cele din Timișoara. Nu că acolo nu le folosesc și acolo folosesc destul de multe, dar poate că așa ar putea să găsească niște idei inovatoare și să le folosească în antreprenoriat. Și de fapt aici vin eu cu întrebarea, fiindcă aceste domenii permit și mai ales utilizarea unor unelte care sunt destul de accesibile, mă rog, trebuie învățate, dar din punct de vedere financiar nu sunt complicate de a fi obținute. Dacă aveți experiențe cu studenții care după aceea aduc proiectele de diplomă, cum ați arătat, sau de master, ceva mai departe și încearcă să le folosească la ceva, sau cei care sunt la doctorat. La nivelul universității există astfel de startup-uri de succes, exact în domeniul medical. Studenții reușind să folosească aceste tehnologii în colaborarea cu partenerii, fie industriali, fie din universitățile din Timișoara. De asemenea, ne propunem să încurajăm studenții să aplice la aceste proiecte europene. Există un call, nu știu exact în ce stadiu, dacă e la ora actuală chiar operațional sau doar în discuții, privind înființarea de startup-uri pentru studenți, având la bază o astfel de idee. Și le-am trimis colaboratorilor mai tineri, masteranți, doctoranți, exact un link spre acest apel de proiect. Acum rămâne de văzut dacă cineva o să-și ia inima în dinți și o să aibă curaj să aplice. Condițiile sunt destul de ușoare, după părerea mea, și eu îi încurajez să facă acest lucru, dar, într-adevăr, poate la atitudinea asta față de antreprenoriat mai trebuie lucrat, după părerea mea. Adică studenții să reușească să-și elimine aceste temeri, rezerve și să aibă curaj până la urmă. Într-o primă fază îți trebuie și așa ceva. Pe lângă da, într-adevăr și cred că e sarcina noastră și prin aceste tipuri de proiecte și prin explicarea faptului că pot să facă prin modele, mulți studenți care au făcut A-Minded, nu? Și încă câțiva care sunt absolvenți ai noștri sau cei care au reușit să facă partea de folosind tot aceleași tehnologii de machine learning de la XR Vision, care au deja, exact, și care sunt foarte cunoscuți deja la nivel mondial, nu numai în Timișoara sau așa, în această zonă. Este în Politehnică proiectul Startup UPT, la fel și la Cluj și la Iași sunt proiectele acum de Inotech, de încurajare a antreprenoriatului pentru studenți și cred că ar fi bine. Întrebarea mea este din nou cumva din punct de vedere al evaluării. Folosind aceste tipologii noi, fiindcă în laboratorul de rețele neuronale și de sisteme încorporate folosiți aceste tehnologii, ați sesizat o atragere mai mare a studenților spre a lucra mai departe spre așa ceva sau nu? Și dacă este o deosebire, bineînțeles, cu tinerele studente, fiindcă în Politehnica din Timișoara, în electronică, cred că sunt undeva la 42% fete în educație. Deci se apropie de jumătate. O să încep cu ultima parte a întrebării prin a vă spune că la tema de imagistică medicală am în exclusivitate doamne, domnișoare care o abordează.
Nu știu exact care ar fi motivul. Probabil fetele sunt mai atrase de partea asta, nu-mi dau seama, dar sunt bine reprezentate în orice caz. Chiar mă gândeam de multe ori de ce astfel de temă este aproape în exclusivitate aleasă de partea feminină a colaboratorilor. În privința folosirii ulterioare a acestor lucruri, sigur că ea se întâmplă pentru că aceste cursuri sunt arondate unor programe de master la care de regulă participă sau se înscriu studenți pasionați sau cu interes în domeniu sau care cel puțin folosesc la serviciu în cadrul companiilor unde lucrează ceva similar. Și atunci, cu siguranță, continuitatea este asigurată. Eu știu, dificultatea sau challenge-ul, nu-mi vine acum un termen similar. Provocarea. Provocarea ar fi să putem să extindem oferta și facilitățile date de inteligența artificială în alte domenii. De ună zi, Universitatea Politehnică a avut o inițiativă foarte interesantă din a ne invita la un vernisaj, o galerie de artă japoneză, unde am discutat posibilitatea unei expoziții de artă generată prin intermediul inteligenței artificiale. Deci avem, eu știu, dorința de a lărgi mai mult aplicabilitatea acestor tehnologii, dincolo de lucrurile cu care suntem obișnuiți în comunicații, în domeniul, eu știu, social media sau automotive. Acolo aceste aplicații sunt realități cotidiene. Uzuală, da. Există multe altele, încă neexplorate. Așa este și vă doresc mult succes și să atrageți cât mai mulți studenți și studente să le realizeze, poate și ca și companii individuale după aceea. Îmi face o deosebită plăcere să ne ducem la București acum și să invit alături de mine pe colegii mai tineri din IEEE, dacă îmi permit să spun așa. Și în primul rând am să încep cu Alexandru Antonescu, care este șef de lucrări, doctor inginer la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației la Universitatea Politehnică din București, specialist și cofondator a mai multor laboratoare de referință în microelectronică și mai ales de validare automată, totodată un membru marcant al chapterelor de studenți în trecut ale IEEE și de Young Professional. Madeline Moise, care este tot șef de lucrări, doctor inginer la aceeași facultate din Universitatea Politehnică din București, este președinte al IEEE Student Chapter în NTC și totodată în Electronic Packaging și lucrează foarte mult pe această zonă și are și experiență și din zona companiilor în ultimii ani. Ei vor vorbi despre niște metode mai deosebite în microelectronică de predare. Vă rog. Bună seara, mulțumesc frumos pentru introducerea atât de frumoasă. Noi doi vă vom prezenta două versiuni de platforme, sau, mă rog, două platforme reconfigurabile cu acces remote. Probabil că titlul mai potrivit ar fi fost Cum am supraviețuit noi pandemiei de COVID-19 cu partea de laboratoare, dacă îmi permiteți. O să vă prezentăm două soluții, două platforme care cumva au mers în paralel în urma discuțiilor pe care le-am avut între noi după ce am început dezvoltarea acestor platforme. Și să vedeți cam care a fost ideea noastră din spatele acestei dezvoltări. O să vă încep o să vă arăt pe scurt structura platformei pe care am dezvoltat-o eu pentru laboratorul de testare automatizată sau laboratoarele de testare automatizată, că între timp
Acestea au devenit arondate a două discipline pe durata a două semestre diferite. Este vorba de o stație de bază care se ocupă de toată partea de alimentare. Până aici nimic nu este o soluție destul de folosită de foarte multe companii. Este o placă de aplicație. Ideea din spatele acestei plăci de aplicație este să putem să dezvoltăm cu un cost destul de redus partea de aplicații pentru laboratoare, să nu rămânem cumva blocați într-o singură zonă. Și asta ar fi fost, să zicem, ideea inițială de la care am plecat, dar înainte să lovească pandemia de COVID-19. După ce a lovit pandemia de COVID-19, ne-am trezit că trebuie să transformăm niște laboratoare care erau preponderent hardware, o parte dintre ele, în laboratoare care pot fi susținute online. Așa că la această platformă s-a adăugat o placă de control care se ocupă de partea de reconfigurare a circuitelor și respectiv de multiplexare a echipamentelor. O parte de instrumente care pentru anumite laboratoare sunt instrumente fizice, pentru alte laboratoare sunt niște instrumente virtuale. Prin instrumente virtuale mă refer, să zicem, la o parte de instrumente care nu sunt ca cele clasice, adică nu au parte de afișaj. Și dacă vorbim de aceste instrumente, să zicem, oarecum virtuale, discutăm și de o legătură cu PC-ul. Deci, practic, în momentul de față, studenții accesează laboratorul remote, de fapt accesează PC-ul care se află în laborator și pot să manipuleze atât platforma cât și instrumentele folosind acest PC. Bineînțeles că și noi ne-am dorit să stăm acasă, așa că din acest punct de vedere și laboratorul a trebuit automatizat din toate punctele de vedere, atât din punct de vedere electric cât și din punct de vedere al monitorizării parametrilor și, bineînțeles, atât vizual cât și termic. Platforma, ca o paranteză, m-am amuzat puțin când a vorbit domnul profesor Neac despre atelierul de acasă sau despre laboratorul de acasă. A fost mai greu să poți să tai laboratorul de acasă de pe fundal. Platforma arată cam cum o vedeți aici. Vedeți că este vorba de partea de stație de bază care este puțin înclinată ca să poată să aibă o ergonomie mai bună pentru studenți. Și placa de aplicație care este pusă peste această placă de bază, cu cele patru LED-uri care semnifică prezența tensiunilor de alimentare sau o anumită avarie. În partea din stângă observați mufa pentru placa de control. O să vă arăt imediat și această placă de control. Deci, platforma pe care vă prezint este o platformă care este gândită să funcționeze atât fizic prin conectivitate manuală și respectiv configurare manuală, cât și online prin reconfigurare folosind o pagină de internet. Se pare că am văzut în seara asta că urmărim aceleași niște idei destul de similare. Într-adevăr, și eu sunt de acord că ar fi indicat să avem maxim un student, sau haide să zicem minim un student, maxim doi studenți la fiecare platformă. Dar asta ar implica niște costuri destul de ridicate dacă ne uităm la partea de instrumente normale. Așa că una dintre soluții a fost folosirea unui ADAM 2000 care conține două canale de osciloscop și două canale de generator de semnal la 30 de MHz. Acești 30 de MHz sunt suficienți pentru cam toate laboratoarele pe care le ținem. Nu ne interesează foarte tare să avem neapărat precizie extrem de bună, când ne interesează să vadă studenții care este rezultatul experimentului. În plus, există și două tensiuni de referință foarte utile, de exemplu, pentru laboratorul de circuite integrate analogice, în special pentru partea de sumatoare, și încă 16 canale digitale, care deocamdată nu sunt folosite. Deci cu această metodă noi reușim în momentul de față să scalăm un laborator care în modul zonal avea, să zicem, cam 6 platforme și era susținut cu semigrupa, la un laborator care are 12 sau 14 platforme folosind niște costuri relativ reduse. Observați placa de control
care este la care este folosit un SAP 8266. Era cea mai simplă metodă ca să putem să dezvoltăm ceva destul de rapid, că știți bine că și pandemia ne-a lovit la fel de rapid. Așa arată platforma pentru circuite integrate analogice și așa arată platforma ceva mai populată și montată pe base station, tot pentru partea de circuite integrate analogice. Deci observați că, de exemplu, în partea de sus există două surse de referință pentru funcționarea online. Aceste surse de referință sunt direct din partea de ADAL. Și vedeți că pe mijloc există partea de multiplexare a echipamentelor și de reconfigurare a circuitelor pentru a obține ceea ce, pentru a obține toate circuitele, toate variațiunile circuitelor care ne interesează. Cam așa arată setup-ul pentru fiecare student. Observați că este placa, sistemul de măsură și un calculator lângă, pentru că la noi laboratorul de circuite integrate analogice are și o parte software, o parte de simulare. Și observați că am reușit să obținem un gabarit, să zicem, ceva mai redus față de platformele vechi pe care le observați de asemenea în poză. Este vorba de niște platforme făcute de renumita firmă LabVolt, care am înțeles că nu prea mai există sau, mă rog, există din ce în ce mai greu. Și vedeți că totuși cu niște platforme vechi era destul de dificil și destul de costisitor ca să putem să ajungem la ideea de la care am plecat, adică o platformă la maxim 2 studenți. O să las pe Mădălin să preia și să vă prezinte și dezvoltarea lui pentru platforma pe care a făcut-o. Te rog, Mădălin. Bună ziua! Nu pot să dau share la ecran. Rămăsesc că prezint Alexandru mai departe. Da. O să merg eu prin prezentare. E ok așa? E bine, nu mă deranjează. Platforma noastră, deși nu foarte diferită de cea a lui Alexandru, utilizează tot controlul de la distanță, dar și controlul de face-to-face. Dacă sunt studenți face-to-face, e în regulă, atunci pot să lucreze pe el. Dar inițial, a plecat de la nevoia de a lucra remote, studenții să aibă acces remote, fiecare student la unitatea lui de control. Singurul drawback sau singurul lucru care ne-a ținut în spate au fost calculatoarele. Aveam nevoie de un calculator pentru fiecare student și atunci au trebuit să facem un fel de multiplexare, s-a făcut un fel de calendar, fiecare student avea intervalul lui la care intra și accesa platforma. Platforma era accesibilă la distanță prin AnyDesk. AnyDesk era o platformă care permitea să nu plătesc. TeamViewer-ul la un moment dat cerea ceva bani, dar prin AnyDesk a mers și a mers stabil, puteau să intre mai multe persoane în același timp și atunci a mers perfect. Am ales ca aplicație sau ca dispozitiv, nu am luat ADALM, deși am plecat pe aceeași direcție cu ADALM 2000, am schimbat la un moment dat pe Analog Discovery 2 din cauza aplicației. Aplicația pe Analog Discovery este mult mai dezvoltată față de cel de la ADALM 2000. Nu am vrut să stăm, să pierdem timpul să programăm. Urmează poate pe viitor să ne facem propria noastră platformă, dar deocamdată plecăm de la ce avem. Și atunci sunt două moduri de utilizare a platformei. O platformă prin controlul unor rele cu pinii digitali de la platforma de Analog Discovery și atunci putem să accesăm diferite componente și circuite pasive. De aici a plecat. Am vrut să înlocuim platformele de la laboratorul de componente circuite pasive cu un astfel de dispozitiv. Astfel avem tot ce avem nevoie acolo, de osciloscop, sursă de tensiune, voltmetru, analizator de spectru, analizator de impedanță și mai ales pin de intrare-ieșire. Și totodată avem și partea de control manual, pentru că studenții pot să vină
în sală să lucreze și atunci automat nu mai utilizează partea de IO-uri, pur și simplu se conectează direct cu dispozitivele, cu pornele de măsură și control direct la component. O să dai la următorul slide, Andu, te rog. Am plecat de la PCB-ul existent, aveam deja platformele în laborator unde studenții măsurau direct. Pur și simplu luau sondele, puneau pe circuite, pe aparate, măsurau. Nu am vrut să schimbăm, să facem un alt PCB, am vrut să adaptăm ce avem existent, funcționa, nu aveam de ce schimba. Și atunci am mai realizat un PCB de interfață și observați pe PCB apar mai multe circuite, cele care fac selecția fiecărui rezistor în cazul ăsta, e o platformă de rezistoare, și fac selecția fiecărui rezistor astfel încât să pot să-i măsor rezistența. În partea dreaptă sunt și ceva circuite integrate, sunt și acelea pot fi alese la fel. Se utilizează ADAM 2, nu ADAM, Analog Discovery 2, cu interfața de acolo și merge chiar foarte bine. Poți să treci la următorul slide. Asta e una din, prin screen-uri, utilizarea unui analizator de impedanță, unde puteai să vezi exact impedanța și aici puteai să măsori și capacitatea și rezistența și inductanța, depinde ce componente aveai. Automat au fost create toate PCB-urile pentru fiecare laborator în parte. Un PCB pentru partea de rezistoare, un PCB pentru partea de inductoare, condensatoare și așa mai departe. Toate astea puteau fi schimbate prin simplu plug and play, prin același conector de 20 de pin sau 30 de pin cât are. Și era plug and play și automat funcționa fără nicio problemă de la laborator la laborator. De ce s-a ajuns și de ce încă mai bătem pasul pe asta, deși suntem face-to-face și atunci putem să utilizăm platformele vechi. De exemplu, la noi în laborator, nu toți studenții apucă să facă măsurători. Atunci își pot continua măsurătorile acasă. O să existe o platformă, de fapt, la unul din calculatoare care va fi tot timpul conectat și atunci o să fie la fel un calendar și fiecare va primi o parolă la momentul de timp, respectiv, pe e-mail și va putea accesa platforma și își va putea termina măsurătorile pe care nu le-a făcut în laborator. Poți să dai la următorul slide, nu? Principiul de măsură e un destul de simplu, un divizor rezistiv. Ne-a funcționat. Am măsurat cu erori destul de mici și atunci am spus ok, putem să mergem și să utilizăm chiar foarte bine. În partea dreaptă în jos sunt rezultatele preliminarii la diferite frecvențe, diferite rezistențe și chiar am avut rezultate foarte bine. Nu ne așteptam, nu am utilizat rele clasice, acele cu acționare destul de greoaie. Oricum, ca să accesăm atâtea rezistoare, aveam vreo 30 sau 40 de rezistoare, aveam nevoie de spațiu destul de mic și atunci am utilizat rele analogice, de aceea sunt mai puține circuite integrate acolo pe PCB și ocupă și mai puțin spațiu. Platforma poate fi modificată, poate fi adaptată pentru mai multe situații. O să dai pe următorul slide. Eu am terminat. Mulțumesc. Cam asta. Cam da. Arătăm astăzi. Mulțumesc foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult cum ați pus problema, de fapt, în să zicem, cum ați reușit să vă descurcați, ca să zicem așa. Și aș fi foarte curioasă dacă ați făcut evaluare a studenților. Cum au primit ei aceste exemple și acest lucru de acasă pe aceste platforme și dacă ați sesizat o modificare la notare sau la competențele dobândite de studenți făcând așa activitățile. Eu pot să vă spun că ei au fost foarte interesați de rularea unui laborator fizic.
Partea de evaluare, într-adevăr, nouă, mie cel puțin mi-a luat destul de mult, pentru că a trebuit să pun fiecare student să facă o bucățică din lucrarea practică și apoi să discut cu fiecare individual. Și apoi au văzut semestrul acesta când au trecut fizic că există niște oarecare diferențe, adică și-au dat seama că au pierdut un pic anumite noțiuni, dar per total lucrurile au stat destul de bine. Pentru laboratorul de testare automatizată avem toată partea de interfață de instrumente, că acolo nu putem folosi direct ATALM. Trebuie să folosim niște instrumente pe care ei să le automatizeze și avem interfețele. Și cumva locul unde a scârțit puțin procesul ăsta didactic a fost că studentul, una e să vadă interfața de instrumente, alta este să vadă instrumentul live și să vadă că se mișcă ceva pe platformă. Deci cumva interacțiunea asta, să zicem, a lipsit. Dar oricum, au primit foarte, foarte bine aceste platforme. Chiar pot să vă spun că după 2 ani, testul a fost cu a doua versiune de platformă, în cazul meu, atunci când au început să lucreze pentru Coloviu în timpul vacanței. Și după ce au lucrat în timpul vacanței, nu s-a stricat absolut nimic. Și ăsta a fost testul suprem. Că au lucrat fără să fie supravegheați. Da, întotdeauna asta este și pentru platformă, și pentru tine, și ca și cadru didactic, dar și da, pentru ei cea mai interesantă abordare. Mădălin, domnule Moise. Da, asta e o problemă. Problema feedback-ului, chiar și unul vizual. O problemă care o luăm în calcul și urmărim ca pe viitor să introducem ceva LED-uri, să vadă care dispozitiv e activ și o cameră video NSP32 cu o cameră video atașat. Am reușit să o facem să funcționeze și atunci putem să le punem direct să vadă exact care rezultat este al acționărilor. Dacă acționează, de exemplu, rezistorul 1, aprinde un LED în dreptul rezistorului 1 și atunci știe că ăla e activ și poate să-l măsoare. Cam asta e o parte a rezolvării unei probleme. Așa este. Avem o întrebare de la domnul profesor Haba pentru voi. Ce platformă folosiți pentru planificarea accesului remote la plăcile experimentale? Eu folosesc un web page care este accesibil, este rulat direct pe SP32 și pentru al doilea semestru am dezvoltat inclusiv partea de comunicație SCPI, deci partea de comunicație de instrument pentru SP. Deci din platforma pe care am dezvoltat-o noi sau, de exemplu, platforma la care o să ne întoarcem respectiv la MATLAB, e cam același lucru. La mine e puțin mai diferit. Scuze, Ana, vorbesc. Vreau să mai zic o chestie. Accesul remote, într-adevăr, a spus Mădălin Anidex. Desc eu am folosit TeamViewer și am avut noroc că n-am ajuns până la utilizarea maximă a versiunii freeware de TeamViewer. Gata, scuze, Mădălin. La mine va exista în Google Sheet o listă cu toți studenții, cu mail-ul lor și o să se face un script care va trimite la fiecare interval de oră, la un interval de oră stabilit, parola mail-ul respectiv celui care ar fi trebuit să intre atunci pe platformă. Îi trimite link-ul de la NIDES cu parola cu tot și atunci are acces la intervalul acela respectiv de timp. Da. Că și domnul profesor Căleanu spune că folosește tot AnyDesk ca și platformă de vizualizare care este foarte, foarte interesantă. În momentul ăsta am să îi aduc alături de noi pe toți colegii care au prezentat astăzi, pentru că deja ne-am depășit cu 15 minute timpul alocat, căci așa e. E mai greu, inclusiv și cu inginerii, să vorbească într-un timp dedicat, dar cred că au fost foarte interesante. Și fiindcă ne apropiem de final, nu mai vreau să vă mai pun multe întrebări, decât o întrebare clasică și obișnuită, să zicem așa, care vă adresez. Gândindu-vă la viitorul educației ingineriești și la ce perspective vedeți acum pentru el și mai ales în domeniul, sunteți cam tot din zona electronică, să zice, electrotehnică sau aplicată, tehnologie aplicată. Și să-mi spuneți asta într-un singur cuvânt.
Cine vrea să înceapă? Domnul Haba, vă rog pe dumneavoastră. Eu zic că problema principală este cum să-i motivăm pe studenți. Deci, motivație. Bun. Mergem mai departe. Domnul Neag? Problema este de a convinge cât mai mulți să nu vadă să nu vadă doar salariul de la prima slujbă. Să gândească la ideea de carieră, de a-și dezvolta abilități și așa mai departe, care să le permită să facă o carieră în electronică. Acum mulți ani am participat la o prezentare foarte interesantă a unui profesor din Coreea de Sud, care mergea așa, scria un număr pe tablă și ne întreba ce credeți că ar putea reprezenta în contextul carierei unui inginer electronist. Și una din primele lucruri pe care le-a scris a fost 5. Ce credeți că este 5? Era la vremea aceea timpul mediu într-o slujbă, într-o companie a unui inginer electronist, mă rog, o medie pe domeniu, să spunem, poate în Asia de Sud-Est sau așa. Și deci, spuneam carieră, asta ar fi cuvântul, dezvoltarea unei cariere știind că va fi nevoie de învățare continuă, că nu vei ieși la pensie din primul job și va fi o luptă, să spunem, sau un challenge continuu de a-ți realiza o carieră. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Căleanu? Eu aș fi mai scurt în explicații și aș spune că ceea ce ar trebui să le insuflăm studenților noștri este încrederea în foarte multe lucruri. În ei înșiși, în facultate, în dascăli, în ceea ce le predăm, pentru că, după părerea mea, ei suferă la acest capitol și asta îi împiedică în dezvoltarea lor. Într-adevăr. Domnul Antonescu și cu domnul Moise, vă rog, care începe. Antonescu, hai, te rog. Eu aș vrea să fie cât mai curioși, pentru că prin curiozitate ajung destul de departe și încep să caute singuri niște lucruri. Și al doilea lucru ar fi să nu le fie frică să strice lucruri. Lucrurile sunt făcute ca să se strice la un moment dat. Prin greșeli învățăm. Domnul Moise? Da, eu aș strânge foarte mult spre dedicație. Dacă nu ai o dedicație, să treci peste toate, să vrei să faci ceva, să realizezi, indiferent de ce noise prinzi din exterior, de ce auzi din alte părți. Tu să-ți vezi de drumul tău pe care ai plecat. Într-adevăr, cred că și prin motivație, și printr-un plan de carieră, prin curiozitate, prin încrederea pe care ar trebui să aibă, dar mai ales pentru, m-ați spus, prin această dedicație continuă. Sunt perfect de acord cu tot ce ați spus. Cred că multe dintre aceste componente ar trebui să le încurajăm și cred că, așa cum au fost și câteva întrebări în Q&A, la care vă mulțumesc că ați răspuns, legate și de cum puteți să colaborați cu alții și de platformele colegilor și foștilor absolvenți din România, care acum sunt în Germania, al lui Monica Ciolacu, mai ales care e la München, cred că acum, și care folosesc cam aceleași idei și cam aceleași principii ca și aici în România pentru învățarea electronică, dar mai ales acelea care vorbesc despre cum am putea să lucrăm și să încurajăm la nivelul preuniversitar acest tip de educație. Cred că aici rolul IEEE și mai ales în România ar trebui să crească. Vă mulțumesc foarte mult! Vă aduc aminte că săptămâna viitoare de la ora 18 va fi tot un webinar dedicat IEEE Education Week. În primul rând vom avea rectori, profesori, studenți de la Universitățile Tehnice din Timișoara, Cluj, București, președintele IEEE România, din Iași la fel, care vor încerca să discute care este viitorul educației inginerești, ce se poate face și care sunt pașii pe de urmat. Iar după aceea vă vom invita imediat la sesiunea online, în limba engleză de această dată,
care vorbește despre mobilitățile virtuale în domeniul ingineresc și cum pot fi ele realizate și experiența unui proiect de învățare continuă și de încurajare a antreprenoriatului chiar și a dezvoltării de aplicații în alte domenii. Vă mulțumesc mult de tot! Construim împreună o educație mai bună. Suntem ajuns la webinarul numărul 7. În acest an vom face 10 webinarii construim împreună acest semestru și după aceea vom avea doar un eveniment ceva mai major în primăvară. În primăvara aceasta vom muri la numărul 10. Săptămâna viitoare la ora 18 vă așteptăm din nou la IEEE. La revedere și mulțumesc mult de tot tuturor! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere.